Salutare, ghidușilor, și bine ați revenit la un nou vlog de pe acest minunat canal. Îmi cer scuze că fac intro-ul ăsta filmat de aici, însă după cum bine le știți pe ghidușul mereu norocos, cum îl știți voi, a reușit să scape telefonul cu filmarea pe care aveam doar în telefon, cu intro-ul, mă rog, făcut de pe telefon. Am reușit să scap telefonul în lac în Znagov după filmare, bineînțeles. Așa că a fost necesar să fac intro-ul acesta la acest vlog. Va fi singurul intro de acest gen pentru această serie pe care urmează să o vedeți pe acest minunat canal, la care lucrez de aproximativ un an jumătate din momentul în care mi-am cumpărat barca. Am știut exact ce vreau să fac pe ea. Acest concept pe care urmează să-l vedeți nu are niciun fel de regulă. Este o discuție la liber pe barcă, nu putem să o numim podcast pentru că este destul de scurtuță. Este un proiect de suflet care mi-aș dori foarte mult să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că poate rezonează cu ideile mele și cu ideile invitațiilor pe care îi am pe barcă. Acest concept se numește Pe Val, Pe Val cu, Pe Val cu, Pe Val cu, Pe Val cu Bacovia de data aceasta. Următorul episod va fi Pe Val cu Alex Velea și am mai filmat încă un episod surpriză, nu o să vă spun. Și săptămâna viitoare filmez din nou încă 3 episoade, așa că până pe la sfârșitul lui noiembrie cred că nu o să scăpați de această serie care se va posta în fiecare vineri la ora 19:00 pe canalul de YouTube Ghidușii. Așa că înainte să începem, dați și voi un like și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să aducem și noi la viață acest canal care momentan nu s-a mai postat pe el de aproximativ un an de zile. De data asta promit să fiu serios și să postez măcar acest clip, mă rog, deja sunt filmat în avans câteva. Pe lângă acest clip vreau să vă promit că o să postez încă un vlog pe acest canal în fiecare săptămână. Să spuneți și voi în comentarii dacă doriți să postez reacții, experimente sociale, sketch-uri, ce ați vrea să vedeți pe acest canal voi. Ce ați vrea voi de la mine. Mă interesează foarte mult părerea voastră, pentru că vreau să țin cont de acum și să fiu activ. Bineînțeles, vizionare plăcută. Aștept și părerile voastre în comentarii. Nu uitați să mă urmăriți și pe mine pe Instagram, pe TikTok și pe Facebook, nu mai vrem. Pe TikTok și pe Instagram și neapărat share, like, subscribe. Vizionare plăcută. Vă urez o seară excelentă în continuare. Și astăzi avem alături de noi pe fratele meu, Bacovia. Te pup, bine ai venit, frățioare, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația oricând mea. Știi că oricând poți te ajut, sunt prezent. Da. Aproape prezent oricând, dar lasă așa. Auzi, să nu discutăm despre chestia asta. Omul meu a confundat 15 iunie cu 15 iulie. Adevărat, da, a doua zi? Cu bun simț m-am prezentat. Corect, omul a venit, pac, plecul, gau toți băieții. E vorba, e dacă era pe 15 iulie, că pe 15 iulie nu-i bișplezul. Nu, până pe 14. Păi și a doua zi puteai să vii la botez? Îți dai seama, pe cum, nu? Știi că eu am mai avut invitații, uite, am mai avut o invitație recentă la o nuntă, dar din păcate n-am cum să ajung pentru că chiar am programul full, am concerte și acolo chiar n-am cum. Apropo de concerte, dragă frate, unde te găsim vara asta să te ascultăm și noi, să venim la un concert așa la Freshness? Păi vara îți dai seama că cele mai comune sunt festivalurile acolo, suntem mai toată lumea, dar mai sunt și câteva orașe unde se mai fac evenimente, dar la toate festivalurile. Că-s la toate festivalurile? Festivale sau festivaluri, mă frate? Festivaluri. Festivaluri, dacă nu... Festivaluri sau festivale? Spuneți-ne în comentarii. Eu cred că e festivaluri, da. Da, da. Festivaluri. Da. Scrieți-ne în comentarii. Cum credeți? Cum e festivaluri? Da. Păi, de fapt, cum sau credeți? Sau cum ar fi să fie festivale și noi să ne țepăm aici? Festivaluri! Păi, nu, festivaluri. Nu, cum credeți că e corect? Pentru că înainte pluralul la căpșuni era căpșune. Da. Și acum sunt ambele chestii, ambele chestii. La băgat au fost acceptate de domnul, da, da, românesc, nu? Da. Păi și la țigare, era țigare, de la țigarete venea. Adică înainte nu ziceai țigări. Țigarete? Era țigarete se numeau, da. Pe pachetul țigări de țigări scria țigarete, 20 țigarete. Acum țigări, dă-mi o țigară, două țigări, înainte era două țigare. Dar poți să dai 3 țigare? Poți și 3 țigare, îți dai ceva. În 3 țigăruri. Înghețățurile alea. Bun, ce părere de invitația asta pe care ți-am...
ți-am trimis o să vii pe lac, să ne relaxăm așa la o discuție de asta. Bă, amicală, interesant, având în vedere că azi e o vreme frumoasă și mai dat cu barca, da? Acum două săptămâni, cred că o săptămână atunci. Mai vin la botez. Și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Chiar e mișto. Chiar merită să încercați să vă dați. Eu credeam inițial că am rod de mare, pentru că când eram mic, copilul așa, mă dădeam, m-am dat pe o banană, pe o bărcuță la Costinești și mi s-a făcut rău, am vomitat în apă. Păi da, când a tras ea cu 200 de la oră, că era din capace, că știi cum sunt aia? Da, trag. Ai vestea aia de salvare, dar mie mi s-a făcut să rog, deci cum am pus piciorul pe banana aia, cum am urcat, mi s-a făcut să rog gel. Și m-a dat și am început, m-am aruncat în apă când m-a rostogolit în apă și am început să dau la rațe în apă. Bă, mi-a dat seama, tu n-ai rău de mare, mă, dacă rău de banane. Să mor. Dar acum sunt fresh și nu mai am. De când am luat permis. De barcă? Nu, de mașină. A, și mă știu chiar pe mare? Bă, nu știu, s-a întâmplat ceva, că înainte mi-era și rău de mașină, gen. Avea rău de mișcare, bro, asta de da, rău. Și acum nu mai am, nici în spate, gen, mi-a trecut. Cred că ajută să ai permis. Băi, eu vreau să zic ție că eu te apreciez foarte, foarte mult pe tine. Te apreciez, de fapt, din totdeauna. Și timpul ăsta a făcut ca noi să ne cunoaștem de foarte mult timp. Și să te știu, practic, de cât când... Cât sunt? Vreo 9 ani. 9 ani, nu? 2016, 2017, nu? Nici nu mai știu. Da. Sunt niște ani. Știm de mult timp, fratele meu, da. Și știi ce? Apreciez foarte mult la tine și vreau să-mi spui cum ai reușit să faci chestia asta. Băi, nu te-ai schimbat absolut deloc și ai rămas același om modest pe care l-am cunoscut, care n-a ținut cont de succesul pe care l-a avut față de, cel puțin, oamenii din trecut, cum am fost eu, care ne știm de foarte mult timp. Adică niciodată n-am simțit din partea ta un altfel de vibe sau o altfel de atitudine față de mine, cum... A, la modul, adică altfel, m-am ajuns mulți. Și nu-ți mai răspund la telefon sau chestii de genul ăsta, da, nu? Adică n-am avut niciodată problema asta cu tine. Ba chiar n-am simțit absolut niciodată niciun fel de diferență. Cum ai reușit, după ce ai avut succes, pentru că n-ai cum să negi, de câțiva ani de zile, ai foarte multe piese în top, adică ești un artist care are concerte, care știe căutat, adică nu da, ești... Da, știu ce zici, nu sunt nimeni, da, cred că la, știi care-i duma? Succesul m-a schimbat și pe mine, dar nu m-a schimbat, să zicem, în rău, că te schimbă ca om, dar la urmă urmei suntem oameni, fratele meu, și dacă și succesul e ca la bursă, azi îl ai, mâine nu-l ai, știi ce zic, dacă te schimbi când ai succes vis-a-vis de unii oameni sau mai ales față de oamenii care te-au ajutat la început sau care au fost băieți cu tine, că eu nici nu am căutat cu lumea în general, mai ales din industrie, prietenii din alea, așa, adică... Dar nu era acolo să caute, că te da, știu. Da, eu mi-am văzut de treaba mea și, la urmă, noi suntem oameni, asta consider eu. Faptul că cineva are succes și așa mai departe, partea a doua, că ai bani, că ai sub bravo ție, dar, la urmă, noi la bază suntem oameni, știi? Și dacă noi am putut să mâncăm o salată sau să bem o bere când eram nimeni, de ce n-aș putea și acum, știi? Adică... Nu văd chestia asta. Înțeleg, unii oameni, să știi că mai există chestia asta, de exemplu, poate ai succes într-o companie sau o muzică sau așa și devii foarte ocupat, știi? Și clar ai alte priorități față de unii indivizi. Poți să înțeleg chestia bă, asta? Bă, da, dar nu poți să ai mereu treabă. Corect, din când în când, da. Da, bă, dacă chiar, știi? E vorba de priorități, dacă chiar îți pasă de cineva, ok, ăla, și persoana aia te înțelege. Bă, uite, nu pot să vin luna asta la podcastul tău, dar luna viitoare se rezolvă, știi? Bă, n-am, sincer, pe toată lumea pe care am invitat, că am deja o listă de 10 invitați, n-am avut pe nimeni care să mă refuze, dar am pe câțiva pe care eu nu i-am invitat, știind că o să mă refuze și fix din cauza asta. Adică nu că mă refuză că... Când au timp, doar din principiul ăsta, că acum nu mai poate să facă chestia asta, știi? Da, dar trebuie să înțelegi și chestia asta, că... Nu, eu înțeleg foarte bine. Poate unii zic, bă, uite, nu știu, nu vreau să mă asociez cu Ghidu, își dau un exemplu, știi? Nu vreau pe online, poate, să mă asociez, poate tu cu ei te întâlnești la masă și bei, doar că... Imaginea la care lucrează sau proiectele la care lucrează nu sunt în aceeași, zic și eu, nu știu. Nu, înțeleg, exemplu. Dar nici nu poate să verbalizezi chestia asta dacă îi întrebi, știi? Adică n-ar fi sincer niciodată. Aici depinde de maturitate, eu am fost mereu direct. Cred că direct e cel mai bine să fii, chiar dacă uneori e super lumea în față. Cred că dacă eu zic ceva, bă, frate, nu pot să vin și nu, sau nu vreau să vin, tu ai două opțiuni. Una, să mă înțelegi, sau doi, să te super pe mine. Dar acolo e problema ta, deja nu mai e problema. Eu mi-am zis gândul, decât să zic, bă, n-am timp, hai, amânăm și tot te duc cu zahărelul, știi?
Adică bun, eu zic, bă, nu-mi place, nu vreau să vin, nu-mi place ideea ta. Tu poți să te super pe unii sau zici, bă, ok, nu-i de Bacuvea. Nu, așa e, așa e, dar știi? Nu vorbim acum de chestia asta cu vloggerii, cu... A, nu, în general, clar, în general, da, știi da. Că am foarte mulți prieteni din trecut pe care dacă acum îi sun să facem ceva, știi? Da. Pe care probabil le-am ajutat, cred eu, nu știu, acum dacă ei au asimilat-o așa, da, știi? Pentru care mi-am dedicat foarte mult timp și m-am pierdut mult timp cu ei, pot să zic așa, atât timp cât ei acum nu mi-aduc mie nimic înapoi, de când am avut nevoie, da, de ajutorul lor, ei nu mi-l aduc, știi? Hai să zic o chestie, te înțeleg, dar vezi tu, tu când ajuți pe cineva, o faci, de faci pentru tine mai asta, mult. Dar adică... n-am învățat știu, încă, știu că nu-ți dă nimeni. Eu mi-am dat seama de chestia asta târziu, adică... Ai ajutat oameni? Da. Dar mi-am dat seama că ești mai liniștit cu tine și doar mai liniștit în momentul în care n-ai așteptări. Bă, eu te ajut, frate, dacă nu mai vrei să mă ajuți, nu mai îmi răspuns la telefon, treaba ta, eu mi-am făcut datoria. Și ba mai mult, îmi dau seama ce fel de om ești. Și asta mă ajută. Pentru că știu cu cine am de-a face. Uite, ăsta este un lucru foarte bun pe care am învățat de la Mikey. Să nu mai am așteptări de la oameni și să mă împac cu ideea că oamenii în viață vin și pleacă. Întotdeauna. Plus că oamenii dați mai au și treburile lor, știi ce zic? Da, adică, bă, stai un pic că îți explic o chestie. Eu ți-s dator ție cu ceva? Nu. Tu mi-ești dator mie cu ceva? Nu. Nu. Ăla nu ți-e dator și dacă ți-e dator, dacă, să zicem, da, trebuie să înțelegi că unii oameni au treburi. Sau nu vor, mă, și nu vor. Bă. Și atunci trebuie să... Așa să mai diferiți, gata, dai, auzi, să fii sănătoși. Să fii sănătoși. Sunt puțini, da, numeri da, pe două degete de la întotdeauna un picior. Bă, cred că și noi am avut situații în care ne-am ars-o prost. Adică eu personal cred că am avut situații în viața asta când ne-am ars-o prost. A, nu, absolut, 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 da, clar. Clar, nu, păi și eu, stai liniște că... Da, nu, stai și eu, punctul da, ăla. Da, da, dar clar, zic așa, că ai așteptat de la oameni, știi, și... Cred că face parte din natura noastră. Eu sunt și un om care pun foarte mult la suflet, știi? Mă atașez, da, mă atașez foarte mult de om, știi? Foarte mult și pe aceea sunt foarte dezamăgit. Păi uite, eu sunt total diferit. Eu mă atașez foarte greu de oameni. Nu știu de ce. Mă atașez, nu, dar foarte greu. Adică nu sunt așa de iubitor. Bun, acum vreau să te întreb. Că eram la partea asta în care... Îmi spui cum ai reușit să rămâi același om. Sunt oameni și lucruri care te-au ajutat în parcursul ăsta, care consider că au avut un aport asupra ta? Clar, dar mulți, majoritatea au avut. Unii mai mult, unii mai puțini. Adică eu de când am venit și am făcut muzică, am întâlnit tot felul de persoane. Și tu m-ai ajutat în procesul ăsta și Kid m-a ajutat foarte mult, mai ales în perioada aia când am venit în București. Oamenii pe care am întâlnit datorită lui Kid, datorită tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit, știi? Adică eu mă întâlnesc cu tine, tu poate îmi recomanzi un alt om, l-am întâlnit pe Josh și așa mai departe. Dar ideea e în felul următor, Josh. Nu? Dar nu, dar ideea e în felul următor. Ce nu înțeleg oamenii e că... Depinde de tine cum îți faci combinațiile cu oamenii și că mulți au, uite, de exemplu la Pug Life când am fost, mulți am fost la Pug Life, dar câți au reușit? Numai eu cu Oscar de acolo care ne înținem, restul nu știu ce fac, sper că sunt bine, dar și zic... Și Blanco e tare. Da, dar Blanco a fost o perioadă foarte scurtă, înțelegi? Adică... Nu i-a trebuit mai puțin! Nu, dar mă refer, adică contează, tu, în viața asta ca om întâlnești foarte multe persoane, dar contează cum ești tu ca persoană, cum gestionezi situațiile, cum învârți, cum comunici cu ei. Și cred că la chestia asta m-am descurcat sau am încercat să învăț, că mi-am dat seama că despre asta e vorba în orice domeniu, de a ști să discuți cu oamenii și să vorbești cu ei. Restul sunt doar așa. Super. Acum te-ai liniștit. Ai o relaxare a succesului, să zic. Eu așa te văd. Acum te văd foarte relaxat și nu mai te văd agitat. Bă, adevărul e că agitat... Căutai să faci ceva. Să reușești, dar nu cred că să reușești. Cred că... Nu știu dacă mai mult poate validare la un moment dat. Validare, nu. Știi ce am căutat toată viața, fratele meu? Să trăiesc ok. Nu am vrut nici bogății din alea. Adică aș fi ipocrit să zic că nu aș vrea și un iaht. Da, sau... dacă se poate. Da, fără bărcuță. Eu am vrut doar să știu că pot să am un acoperiș, să mănânc și să fac ce-mi place și să știu că mama e fericită, că mama m-a crescut singură și a fost foarte greu, știi? Și
și nu am căutat validare. Validarea și faima și astea au venit pentru că am făcut muzică și e clar că dacă vrei să treci din muzică, trebuie să fii atenție pe tine, să ai concerte, să poți treci din muzică cu piese la 1000 de vizualizări, știi ce zic? Adică asta vine, dar pe mine nu m-a interesat niciodată faima la modul ăsta. M-a interesat să fac bani. Să pot trăi, frate, să fiu ok cu chestia asta, pentru că a fost greu și când e greu, când te naști în sărăcie sau când te naști cu greu, nu stă capul, am mii de like-uri pe Instagram, dar n-am ce mânca, nu te ajută cu nimic, știi? De-aia, da. Uite, dacă mâine aș dispărea și așa mai departe, dar în continuare aș putea să produc din investiții sau din alte afaceri, nu m-ar durea atât de tare. Adică, pentru mine, apreciez oamenii care ne ascultă și apreciez faima pe care o am și așa, dar pentru mine cel mai important e să fiu bine, să știu că mama e bine, familia, super. Viitor, poate copilul și... Copilul, bravo! Da, mă bucur, acum că sunt familie, să ia, fac, mă, da, familie sunt de mult timp, eu sunt cu stima de la 13 ani. Adevărat. Acum că am copil, da, acum știi? E official, așa, nu? Bă, da, acum e cu pata la mare, la mână, e cu certificatul lui FIBA, după da, mie. Da, pe aia zic, a devenit că serioasă chestia. Da, chiar ai în gând să faci copil, nu? Da, aș vrea să fac. Cum e acum că ești liniștit, la casa ta pot să spun că ești bine, ești bine cu... Bă, sunt liniștit, eu ca persoană, doar că... Nici nu știu, nu vreau să dau un dramă sau ceva acum, să sune ciudat, doar că chiar am crescut singur și cumva singurătatea asta mi s-a implementat așa în mine, undeva o simt, adică mă simt foarte bine cu Alexandra, clar aș vrea să fac un copil pe viitor, doar că câteodată ceva în minte îmi zice da, că nu ești pregătit, dar vorba aia m-a auzit pe cineva, nu ești pregătit niciodată până nu-l faci. Da, nu, știi, absolut. Nu știu dacă ai trecut și tu prin asta, bă. Păi, eu zic sincer, eu încă nu realizez că am copil, într-un caz și-o văd pe fiimea, nu știu dacă poate e a mea, dacă... Poate când crește un pic mai mult, știi? Dacă e a ta. Știi? Nu știu dacă, adică nu trebuie să cred că e a mea, da, știi? Zic, da, bă, da, cumva... e reală? Adică da, e copilul ce... meu, știi? Apeși pe-l chiță, da. Plânge, te trezești din somn și nu te superi pe el. Adică clar, dacă îmi suna unul în spatele blocului, nebuneam, așa că îmi plângea, ești așa, zic, oh, dar nu te doare inima, știi că o face fita, că probabil e căcată pe ea. Da, dar ești în genul tău, n-are cum, trebuie să fii ipocrit să... Băi, ai să râzi, am întâlnit niște persoane de curând care mi-au mărturisit că ei își urăsc viața și nu-și dau seama de ce a făcut copil, pentru că nu. Eu cred că ei se urau între ei, gen, dinainte să facă copilul. Și l-au mai făcut și pe ăla. Și seama că a zis că e cea mai mare greșeală a vieții lor. Nu, e o prostie, asta e un blestem pe care ți-l pui pe cap. Viața e o binecuvântare, indiferent cât de greu e, indiferent cât de... Despre asta, la urma urmei, noi ca oameni ne naștem să ne reproducem, fratele meu, noi nu ne naștem să avem bărcuțe. Asta e scopul vieții. Asta e scopul vieții, scopul naturii. Noi ne naștem să... Deci nu ai cum să zici că nu e un dar faptul că ai făcut un copil. Da. Știi? Asta e o prostie să-ți blestemi. Și plus că hai să-ți mai zic o chestie. Indiferent cât de grea e viața, în momentul în care ai făcut un copil, ai un scop să lupți mai mult decât o făceai înainte. Adică zici, bă, poate viața mea n-avea un sens până acum. Exact. Dar acum eu trebuie să mă maturizez pentru copilul ăsta, să-i ofer cea mai bună, nu știu, poate o educație bună, poate, înțelegi ce zic? Ai un scop, ai pentru ce să lupți. Absolut. Așa trăiești singur toată viața. Ok, nu, că, nu zic acum că lumea e obligată să facă copii, dar nu, mă refer strict la cazul în care tu nu te simți bine, crezi că n-ai un scop și după aia zici că copilul tău e o greșeală. Eu cea mai mare prostie, pentru că implementez chestia asta, mă nervează și copilul ăla n-are nicio vină. Trebuie să te gândești că e o greșeală înainte să-l faci. L-ai făcut, asumă-ți, fii bărbat sau femeie. Sau dacă nu, poți să dai metode în care să poți să-i plătești o pensie alimentară, la urmă, da, știi, adică... Da, ascultă-mă. Dar distorția că mie mi se pare... Nu știu, am copil, adică cu ambii părinți, știi? Da, da. Eu am crescut fără tata și există două posibilități când crești fără un părinte. Fără mamă cred că e mult mai greu. Că na, mama e mamă, știi cum e. Noi mai ales la băieți, mai ales la băieți, mama e mamă. Mai ales la băieți, da. Există două posibilități. Ori ajungi un ratat, ori ajungi ceva, un exemplu. Adică mergi pe premiza, uite, tata... Bețivan, o bătea pe mama, făcea scandal, ne bătea și pe noi, n-a fost om de familie la modul, n-a... Și eu puteam să, ori să ajung ca el, ori să-mi dau seama că, bă, eu trebuie să fac ceva pentru familia mea, pentru copilul meu, știi? Că nu a fost frumos. Gen, mie nu, n-am trăit o experiență, copilăria a fost frumoasă, nu zic, dar da, a fost
mi-ar fi plăcut și mie să poate să ies cu taică la o bere, la un suc, la o chestie de genul ăsta, chestie pe care să-mi vorbească despre femei, pentru că eu toate le-am învățat. Pe urmă, nu pot să mă duc la mamă, zic, mă, aseară am fost cu nu știu cine, ce trebuie să fac, știi? Și trebuie să ai un tată în viață, zic eu. Băi, și dacă, ascultă-mă, și dacă nu se mai înțeleg părinții și taică tu pleacă, eu nu zic, fiecare cu treaba lui, dar măcar să vină, să te mai viziteze, să te susțină, nu să, să uite de tine. Aia e problema, când uită total de tine, știi? Da, chiar nu pot să-mi dau cu părerea absolut deloc de subiectul ăsta, pentru că chiar am fost fericit din punctul ăsta de vedere și le mulțumesc foarte mult părinților mei. Eu cred că mi-au oferit o educație foarte bună și fără ei nu aș fi reușit să fac nimic din ce am astăzi, pentru că nu aș fi avut orizonturile atât de deschise. Adică mie, cu siguranță, cred că mi-a fost mult mai ușor decât ți-a fost ție să pot să ajung la un confort psihic, știi, cu totul și să am o viață mai liniștită. Da, nu, da, da, nu neapărat, că uite, sunt oameni care au familie extraordinar de bine și stărite sau familii foarte părinți, am întâlnit tineri cu părinți foarte educați și erau ultimele lepre. Dar nu contează și adică cât de mult își dau interesul părinții și așa și de tine. Și copilul ce fel de personalitate are, știi? Exact. Bă, de fapt, cred că orice personalitate avea ca și copil, ca și părinte, ar trebui să te intereseze cumva să-l faci să fie în regulă. Pentru că poți să-l formezi la început, adică orice Correct. Copil, eu cred că poți să-i dai o bază încât să nu fie handicapat. Clar, e vorba de educație totdeauna. Da, adică, păi mama nu m-a forțat niciodată cu școala, știi, nu m-a obligat niciodată. Nu mi-a zis niciodată, bă, îți vină cu 10, cu 10, cu 10. Mă ducea la mama cu 5, cu 6, luam un 8. Păi era senzație, mergeam în parc, îmi lua torta, adică era super, știi? Și mi-a zis, bă, nu faci pentru mine, nu faci pentru tine, fă ce vrei, du-te unde vrei, la cele ce vrei tu, fă ce vrei tu, că nu asta contează. Mama are 4 facultăți și mi-a zis, Alexandru, știi cât am folosit eu din astea 4 facultăți? Nimic. Am luat ai mei de câteva ori de la zero și mi-a spus, bă, contează cât de mult te dezvolți tu ca om și ce asimilezi din ce înveți. Întotdeauna. Că să-ți alegi exact. Ce, de ce ai nevoie din fiecare lucru, din fiecare discuție pe care o ai cu cineva, trebuie să îți iei exact ce ai nevoie și ce e bun. Trebuie să înveți ce e bun, să alegi din ce e mai bun. Viața e simplă. În viață trebuie să fii descurcăreț. Că asta e natura umană. Să fii român. Te naști și fii descurcăreț. În viață exact. Să fii român, trebuie de fapt. Român. Că românul e descurcăreț. Nu interesează pe nimeni că ai tu 5 facultăți dacă vine unul și zice, știu să repar mașina asta. Să pișat, tu ești tu inginer, ai 10 facultăți exact. Și vine unul și spune o sârmă și ai plecat cu mașina. Aia trebuie, i-am dat bani, poftim, mulțumesc. La revedere. Și un om descurcăreț e clar că nu-i prost. Adică nu poți să fii și prost și descurcăreț în același timp. Prost bâtă mă refer. Da. Că proști am fost toți. Avem și noi situații în care suntem proști. Mi-am deschis restaurant. Da. Știi că toată lumea acum zice, bă mă, ești patron. Știi ce le zic eu? La ăștia mai ales pe care nu-i halez și vin așa. Zic, bă, să dea Dumnezeu să fii patron ca mine. Ăsta-i blestem. Deci, crede-mă pe cuvântul meu. Bă, n-am unul sănătos, mă, frate. La muncă, gen angajat? Da, n-am unul sănătos. Bă, e greu, sănătos, mă, da. Bă, dacă-l sun pe ăsta, deci ca să înțelegi. Dar ce este exemplu? Am avut-o pe o fată, Bianca. O iubesc foarte mult. Acum a plecat la mare, m-am lăsat baltă. Vine la mine și mă întreabă, Alexandru, am vrut să-mi permisul. Am și o întrebare la tine, că nu știu cine să răspundă și mie la întrebarea asta. Dacă eu beau alcool, să zicem, și mă urc la volan și dau mașina pe pilot automat, îmi ia permisul poliția? Nu cred. Îți dau cuvântul meu de onoare, nu să pun apă ceva roșu. Că a zis-o. Zici, nu, ție ia la pilot automat. Permisul. Băi, am avut un șoc. Un șoc real. A, și te pe tine cumva te miră faptul cum a putut să gândească chestia asta sau? Da, bine, e o drăguță, fata. Bă, ideea e că n-a zis-o cu intenții. Poate da, nu, zic poate altceva. N-are habar de legislații, de mașină, deși are permis. Vrea să-și ia permis. A, vrea să-și ia. Atunci băi, dacă n-are permis, probabil n-a fost pasionată deloc de mașini și de cum se conduce o mașină și care e regulamentul și atunci. Dar fata nu e proastă, fata e foarte esteață. Calculează niște chestii de matematică acolo pe calcula, că mai lucrează la mine. Super rapid. Eu cu matematica, da, bă, sunt la vedere. O întrebare din asta pe care o curiozitate, s-a gândit că poate e na. Da. Da, se înțeleg. Ideea e, bă. Ideea asta în felul următor, și dacă ar fi să zicem că ai o mașină care se pilotează automat, nu știu, Tesla, care merge singură, să zicem, să zicem printr-un ipotetic vorbim. Da. E, duma e în felul următor, tu ești
la volan, da? Creangă, făcut creangă. Tu ești beat, da. Mașina conduce singură. Zice că tu nu o controlezi deloc. Se oprește poliția. Problema nu e că poate mașina pleca safe ca pilot automat, dar tu cum demonstrezi când tu conduci mașina, știi? Ia că se gândea că stă în spate. Te duci în spate. Da, te duci în spate și lași mașina să conduci. De fapt, cred că am văzut niște TikTok-uri, pentru că în Germania te ia... În Germania sau în China? Ce? Te ia Uber-ul sau Bolt-ul sau astea, așa, ride sharing. Automat. Ia, da, te ia fără șofer. Păi nu, bun, atunci eu consider că și la noi, nici nu știu, cum se aplică o lege, dacă eu am o mașină, zicem, ipotetic, care conduce sigură, eu m-am pus în spate și mă oprește poliția, păi cine-i șofer? Nu este legislația făcută pe tine. Păi aia zici, ce pot să-mi facă? Nu sunt eu șoferul, fratele meu, eu stau în spate. Scrieți-ne în comentarii ce se întâmplă dacă avem o mașină care conduce singură și noi stăm în spate. Total autonomă și noi stăm în spate, suntem crengi. Și ne oprește, nu neapărat, nici măcar. Noi, ideea e să fim și lemne. Ah, ok, să fim nimeni, da. Mă rog, ce se aplică, ce lege se aplică în situația? Acum e mașina. Cred că da, acum e mașina și... Și? Iar pilotul automat. Că nu conduceam eu. Da, mă rog. Ia spune-mi, ai hobby-uri? Da, să mă joc. Și ce? Muzica a fost hobby, am transformat-o în meserie și mă joc pe calculator, joc video. Dar mai rar așa. Păi și te-ai gândit că poate poți să faci bani în asta? Păi am făcut niște bani, dar nu stric din tot pe imaginea mea de artist. Că am fost chemat la evenimente de gaming și așa. Bă, nu, că de-aia e hobby. Adică în momentul în care faci bani dintr-un hobby, deja nu mai devine hobby, devii, nu știu, freelancer, deja devine job-ul cumva, știi? Hobby-ul e ceva care îți face plăcere să o faci gratuit. Da, 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 clar. Cum fac eu restaurant, de exemplu, e fix hobby. Că bani n-am costat. Bun, atunci, spune-mi, am eu câteva curiozități pe care nu te-am întrebat niciodată, pentru că știam că o să... Niciodată de când m-am născut. Pe tine, de când te știu. Care e piesa ta preferată de la tine? Nu știu, mă. N-am o piesă gen preferată. Multe sunt și puține totodată. Adică uite, eu am o nevastă preferată. Păi da, dar piesele sunt... Fii atent. Ok, fii atent aici. Piesele sunt, cum să zic eu, ca copiii tăi. Tu dacă ai 5 copii, ce faci diferențe între ele? Unul e mai așa, unul e mai așa, nu? Poate nu sunt toți la fel. Poate unul e mai frumos, unul e mai urât, unul e mai deștept, unul e mai prostos, dar iubești la fel că stai tăi, așa e și cu piesele. Unele sunt mai reușite, altele mai puțin reușite, dar toate au zeama lor și toate au procesul lor de creație. Unele au fost scoase din prostie și din greșeală, dar au fost scoase și atunci sunt ale mele, știi? Mi-am adus aminte de o vorbă pe care mi-a spus-o Denis de Montans. Nu știu cum vorbeam eu cu el atunci, l-am întrebat dacă a scris pentru cineva muzică, știi? Ah, ghostwriter din asta, nu? Versă. Și a zis că el n-ar putea să-și vândă niciodată o piesă. Și întreba de ce? Și pentru că sunt ca și copiii mei, n-aș putea să-mi vând copii. Mi se părut așa, super boem. El e boem totul, știi? Dar pe de altă parte acum... Păi stai mă, că depinde acum. Sunt și mame surogați, știi, care... Da. Stai mă, dă-i. Acum eu ce ți-am spus, el metaforic vorbind foarte bine din punctul lui de vedere, eu ce ți-am spus tot faza asta cu așa, metaforic din punctul meu de vedere. Dar nu e o regulă, adică sunt oameni care vând piese și nu e ca și cum e de condamnat. Nu e de condamnat, adică, mi-am auzit că ziceai tu că... Da, numai că el se atașează foarte mult de piesele lui și atunci pot să înțeleg, da. E tare. Bun. Vorbeam mai devreme că ai reușit să rămâi același om modest, cu tare și cu tare. Ai avut vreodată un moment în care tu singur, ca probabil oamenii din jurnal au văzut, ai avut impresia că te ia valul și zici, bă, cred că nu e bine cum eu ars sau cum fac în momentul ăsta? Valul cu muzica, cu faima, cu astea? Muzica, sau? Cu faima, cu pan, cu tot. Dacă zici că ai avut un moment care... Cred că au fost mici momente în care am zis, bă, trebuie să mai mă calculez cu banii sau trebuie să mai mă calculez, dar nu am fost niciodată să mă fi luat valul așa vreo perioadă din aia de, nu știu, să fiu vreun îngânfat sau vreo cheltuitor din ăla, să niciodată. Bă, dar tu... Ca în viața oricărui om, cred că nici dacă nu faci muzică și dacă faci, gen, nu știu, orice, ai orice, oricare alt job, la un moment dat te mai ia valul, te mai, dar m-am redresat. Dar de când te știu, se
să zicem că înainte nu erai, n-aveai foarte mulți bani și nu poate dar nu să ieși. Dar nici acum foarte mulți bani. Bă, adică nu poți să mănânci în fiecare zi la restaurant? Da, da, da. Am înțeles. Păi, eu, înțeleg vorba... că ai bani față de da, restul da, clar, societății, clar, da? Da, clar. Deci ai trecut de... Sunt conștient, da. Da, sunt conștient. De baza asociației, de cum ar veni... Da, asta mă bucură mult. De multe ori mă duc la restaurant și după ce mănânc îmi fac cruce, că mă gândesc, bă, sunt oameni care nu poate nu mănâncă încă o dată pan la restaurant. Aceeași vibrație ca mine. Îmi sună Oscar, da. Vibrăm la fel. O să-i răspund după aia. Mamă, să-i zici să-mi răspundă și mie, că sunt un an. Bă, și eu îl mai... adică și eu dau grădă de el, sincer. Da, da, da. Foarte. Da, da, e ocupat, e pe treaba lui. Îmi place mult cu ce mișcă și cu mișcă. Păi nu pot să zic că și-a rămas același om, pentru că el a crescut. El e, el e în creștere. Păi da, eu știu de la 13 ani pe Oscar. Păi... stai liniștit că pe Oscar poți să le trebuie. Prima oară când am urcat pe scenă, l-am forțat să urce în 2013 la Street Heroes, la Arena Romane. Eu l-am luat de mână și l-am pus pe scenă la Rebetel, unde juriza The Doc. Și primul concert live din viața lui ever a fost la majoratul meu în 2014. Da? Da. Tare. Păi, da. Da. Da, mă, asta vreau să fac. Băi, fraților, acum... hai să vă zicem o peripeție pe care... Bine, acum nu știu, nu vreau să povestesc, eu vreau să aud povestită de el, pentru că eu dacă o zic, pentru mine, eu, pentru... pare că am eu dreptate. Eu povestesc acum, numai stai să scriu că te răsună imediată. Dar că... sună, dacă vrei și dăm pauză. Nu. Că poate nu mai prinzi. Fii atent. La Cluj, bă, că hai... suntem toți trei care deci, am fost implicați. Bă, dar chiar și Joși. Deci eu plecam la Cluj să filmez cu Nelson Mondialul la o narghilea. Podcastul anterior pe care l-aveam, cum ar veni, că nici ăsta nu-i podcast, eu... În perioada aia, eu, de exemplu, ca să înțelegi, pentru că nu eram atât de bubuit și nu eram cine știe cine și n-aveam atât de multă treabă, căutam să-mi deschid portițe, să cunosc oameni, să nu știu eu. Mă știam deja cu Ghiduși. Și frecând menta pe la București, Chituș mi-a zis că se duce sau nu mai știu cum a fost și a zis, bă, vin și eu. Mă, ieși pe mine. Ai loc, mă, ieși pe mine, era la Chid, la un șpriț. Mâine plecăm la Cluj sau poimine când era. Cred că mâine, a doua, a doua zi, zi plecam. Da, da. Vin, frate. Am, cu ce am mers? Cu mașina ta, nu? Mai nu știu, da, da, da. Lăsa ce era. Ne-am dus acolo, noi inițial plănuisem să mergem să ne întoarcem în acea zi, că așa am plănuit. Bă, da. Da, așa, planul, știi cum e, aici a început situația. Da, da, uzi, nu vă supărați pe mine. Am ajuns acasă la Nelson și ați băut 3 sticle de cifre, ați mâncat faci gura voastră. Mă, eu? Da. Nu mai știu. Îți zic eu. Da, dar nu eram beți. Bă, erați măimuțe toți. Da, nu, nu eram beți, Joșule, nu eram. Nu eram, nu eram. Nu eram, beți, băi, stai mă. Amergeai singur. Beate ești în momentul în care te închizi în baie și te culci, adică... Beate și în momentul în care ai apucut ce-o să fie. Așa, mă rog. Așa. Și noi, da mă, într-adevăr, ideea e că șoferul a pilit. Tu erai șofer sau cine? Nu, eu nu, pe fie, eu eram șoferul. Nu, ok, și da. Și eu, vă zic eu de care a fost tot problema, vă zic eu. Nu, ideea completăm, că, completăm. De ce n-am plecat noi în aceea zi? Îți zic eu acum, că am ajuns acasă la Nelson. Da. Da. Și eu eram cu camerele cu George să filmăm. Da. Și Nelson a zis, tie tata nu pleca de chef dacă nu mâncați. Da, da, da. Și ne-a pus da, la masă. Foarte frumos. Bă, foarte, foarte frumos, frumos de altfel. Foarte, acolo, foarte, da, foarte frumos. Adică ne-a primit frumos. A mâncat, ați băut, firați-ai dracu, că eu n-am abatit de băutură, că... Gata, da, tu nu te-ai atins și noi am băut un par două. Și un par două m-a băut trei, ați spus trei sticle de ceva, somo, ați băut trei sticle de ceva să păi patru. Păi că nu eram numai noi, mai era cineva. Erai tu cu ăsta și cu ăla, nu mai spune, numele eram cu un băiat care nu mai e prieten cu mine. Ok, nu mai contează, fii atent. Și noi după aia, după ce că am țipat de pe geam faimosul... Măi! Am țipat pe geam tot și că așa. Când am plecat de acolo, după ce așa, ți-ai terminat tu, ai filmat narghideaua sau ce ai filmat, ata, cântă Macanache sau ce cânta seara aia? Nu, El Nino sau ce? El Nino, El Nino. Ata, cântă El Nino, nu știu ce club, la Cluj, și că tu vrei să te duci acolo. Ascultă-mă, nu e așa. Ba da, și te-ai dus trași și te-ai întors la așa. Ascultă-mă puțin. Eram în parcare la Mec. Da, la Mecu, de-am făcut și eu poza. Și am zis, bă, hai să mă duc, că suntem obosiți, e 12 noaptea, pentru că noi am ajuns la 4 la Nelson. Era ideea să strânăm până la 6 și până la 12 să fim acasă la București.
și eu pentru că v-ați îmbătat căcați. Nu, nu, ăsta era mort, ăsta era mort. Erai? Dar eu nu eram beat. Tu nu erai. Băi, eu nu eram beat. Ba, să puțin, mi-a zis mort, nu, să băi, stai mă. Mi-a zis cu poftă, dacă era zrangă. Dar nu eram morți, te-ai dus departe, te-ai dus departe și crede lumea că eram, nu eram morți. Ba, nu erați morți, erați distrați. Eram distrat, dar nu eram să nu știm unde mergem, ce facem. Nu dormeați în baie. Nu am dormit. Băi, fii atent. Gata că mi-a venit firul. Lasă-o pe metru. Deci am fost în parcare acolo, am mâncat și tu ai zis, da, suntem obosiți și ai căutat un booking sau Airbnb. Șmecher. Șmecher cu pistă bandă în casă de alergi, totul frumos. Ne-am dus, ne-am cazat acolo, ne-am cazat acolo și tu stând pe telefon ai văzut că virgulă cântă. Ce am zis înainte să ne cazăm? Bă, ce ai zis? A, bă, ce frumos e apartamentul ăsta, sper să nu-l distrugem. Da, da. A zis ăsta? Așa a zis Josh, că te știa, eu nu te știam atât de bine pe atunci. Te știam, dar nu de, de nebun. Și ce ai făcut tu? A, cântă în linie, om, băi, am zis, bă, bă, sunt obosit. Era treaba frumotor. Eu eram nebăut și Dima avea chef de distracție și a zis, bă, ăștia că văd eu vreau să ieși și unde am luat, sunt la Cluj, să mă da, dă seară. Da, nu mai conduc. Și voi ne-ați să mai ieșiți. Da, păi eram obosit. Dacă mai ieșiți, nu se mai întâmpla nimic. Și am zis așa, stai un pic, nu, nu, că... Ce m-a enervat pe el? I-a zis așa lui Ghidu și greșeala mea că am zis-o, dacă tăceam nu se întâmpla. I-a zis, băi, eu să mă culc, să nu intrați peste mine în cameră, că sunt obosit, stați-vă să dorm. Ghidu și-a zis, el așa a spus ține că a zis, eu nu mai țin minte, că tu ai zis să nu dormi în patul ăla, că e ca... Nu dormiți în dormitor, da, am plătit eu apartamentul. Eu nu mi-aduc aminte, dar cred că mintea lui a zis-o, no. Da, mă rog. Așa, bun. Să nu dormiți în dormitor, și, că n-a dormit. Și Gigi a zis lui Josh, bă, închide camera, că ăsta dacă asta bea, asta vine. Vine ca nebunul. Josh, cred că n-a închis-o, n-a. Nu mai, nici asta nu mai știe de la tine. E, am adormit, 4-3 dimineața când v-ați întors voi doi, la un moment dat... Deci noi dormeam în dormitor și... Păi, da. Când ne să nu dormiți. La un moment dat am auzit atât, din somn, bă, din somn, m-am trezit, nu știam că, eu credeam că visez. Alb totul, bă, alb totul. Și cineva striga, alo foc, alo foc, arde. Bă, eu din când visul meu... Când am pis foc, foc, stăleasă, okay. Foc, foc. În mintea mea de somn, foc, foc, se auzea ca și cum murim. Creierul meu a zis, mori. Am văzut un geam deschis, la un dat cine a deschis geamul și ușa. Am văzut ușa de la dormitor deschisă, creierul meu nu știu cum s-a ridicat, că nu vedea nimic. Cum am luat-o, nu știu, unele 5 secunde de panică ce am trăit. Dar tu știi când m-ai luat pe mine și mi-ai zis, bă, am murit. Deci că am ușa mare. Uite, asta nu mi-am amintesc. Eu am auzit. Și te-am luat așa că murim. Bă, am murit. Deci, era, deci tu înțelegi ce stare de panică m-ai băgat dacă eu nu mai am. Înseamnă că atunci eram într-o stare foarte agravată de panică, clar, dacă da, eu nu mi-am amintit. Da. Deci creierul meu, bă, mă jur, nu știu cum am ridicat din pat. Omul meu a venit cu stingătorul ăla industrial, extintorul, dar nu din ăla mic, cu pulbere mare care scria mare, dar nu se folosi în interior. Scria clar, ăla e din ăla, arde aici, pădurea vii cu ăla. Bă, a dat câteva pufuri, toată casa albă. Eu când am ieșit pe ușa aia, ăsta a văzut, a crezut că eu m-am aruncat pe geam, dar eu am ieșit pe ușă. Bă, bă, stai-te, da! Când am ieșit pe ușă mi-am dat seama, a nu, știi că mi-am dat seama că de fapt nu-i vis și că e realitate și că mi-ai făcut o farsă? Când mi-am dat seama ce căcat cântai și am zis foc, foc, aaa, și după aia când ai dat o lălăială, mi-am dat seama, aaa, ghiduș, s-a îmbătat și a făcut ok, atunci mi-am dat seama. După aia pronuiesc că a venit faza cu George așa și m-am dus direct în duș, bă, cu ultimii dragi da, pe mine. Da, da, te-am văzut. Deci eu te-am văzut cu ochii închiși, bă, și mi s-a putut de aia, bă, nu am putut mai puțin. Era când ai deschis ochii, era singura pată de culoare de pe tot corpul. Da, dar toți eram așa, gen. Și m-am dus în duș, m-am închis în duș, să nu intre nebunul, iară. M-am spălat, că eram, băi, am citit pe internet. Ai noroc că n-am dat într-o să mor, dacă nu, că n-am dat într-o boală, că alea nu se folosesc, poți să dai bol la plămâni serioase. Și era să mor, sunt că bine, mi-a turat, la plămâni am făcut, recent, analizez bine, dar fii atent, Duma. Atât de tare m-am enervat pe tine. Bă, atât de tare m-am enervat pe tine încât eu cu Josh, așa cum eram trezit, am plecat și am dormit vreo două ore în mașină și am luat un BlaBlaCar care ne-a dus până în Brașov, mâncați aici. Și din Brașov am ajuns și am ajuns la Cioara și am zis, nu mai vorbesc în viața mea cu Ghiduș. Ca idee, a scăpat bine, tu ai primit un e-mail de la ei ca să nu-ți mai închiriem niciodată nimic, ai distrus apartamentul ăla, degeaba ai făcut un curat, că ai aruncat scaunele pe acolo și... Bă, deci am rămas cu ăla în casă, frate. M-am trezit pe la 11, la 11 jumate trebuia să eliberăm apartamentul 12. Și îl dădea cu cârpe. Eu am dormit în baie, da. Pentru că era singurul loc care nu era pulbere de aia. Așa,
Și mă rog, eu cu George ne-am dus cu BlaBlaCar-ul așa și am ajuns așa, ți-am zis. Da, ai zis că nu mai vorbești cu Ghiduș? Da, și a doua zi cu cine mă văd? Cu Ghiduș. Și eram prieteni. Ce vrei să-ți spun, fratele? Ce vrei să... Bă, dar jur că mi-am cerut scuze. Bă. Da, chiar ți-ai cerut, chiar și-am apreciat. Chiar pentru ți-ai cerut. Că ideea este vreo doar. Tu du-te, dracu, mă, de aia. Tu cât te-ai făcut tu mie? Ideea asta în felul următor. E prostit ce ai făcut. Dar ți-ai știi care e chestia? Eu n-am cum să mai dau înapoi după ce am apăsat pe ăla. Eu am crezut că este... Din ăla cu... Cu CO2 da, care da, este la vrăjeală, da, Caterinca, da, da. E un pic te răcorește. Bă, când am zis cu pulbere, boss, s-a descărcat tot. Nu mai am pus să-l opresc. Și nu s-a mai oprit. E, problema a fost că după v-ați și enervat voi între voi și ați dat unul după altul. Și am aruncat cu două de aia ca asta. Ei, da, nu eu, da. Ăla mi-a dat cu aia în gură. Bă, și asta zic, a doua zi, frate, m-am pus să fac curat. Făcuse curat, și m-am spus la baie că m-am întors. Era pulberea lăsată, da, bă, lăsată. Zic că din sese, frate, în apartament. Ca și cum ai zugrăvit, gen. Oricum, sincer vă zic, sincer, deci îmi pată de rău. Deci eu coboram și femeile alea la curățenie urcau. Și nu știau cum să scobor mai repede. Le-am auzit în mașină, cum făceau. Bă, îmi pare... Hai, oricum le-a lăsat 400 de lei pe... Tips, nu? Da, le-a lăsat 400 de lei pe... Și acolo trebuia să schimbați pereții și de munce. Era canapea aia, dragă frumoasă. Păi era bani de aia de alergat, era ală, bă, total. Dar mă, știi cum e? Și mai știi, bă, cum am, cum mi-a zis unul ăsta. Tot mă enerva și ies. Bă, lasă-mă că fac urât. Și ăsta zis, cum faci, mă, duc când faci urât? Zic, cum fac că fac urât? Arunc cu scaune! Da, mă știu. Și aruncat cu scaune. Bă, acum arătem, uite, asta este important. Clar. Da. Clar. Uite, pentru o asta am adus cadou un extintor. Nu că te aruncăm, Samură, dacă nu te aruncăm. Dacă îți aduceam acum un extintor. Râdeam, ce să fac? Bă, cât de prost, nu trebuie să iau tău unul. Uite, ca să ziceți scuze să mă uiți și să ții minte toată viața povestea asta, promit că o să-ți trimit un extintor gravat. Cu ce? Cu bacovia? Cu foc, cu foc, să iasă foc. Nu fă asta, că n-am ce să fac cu el. N-am unde să-l pun. În vitrină, lângă trofee, n-ai trofee? Ba, am ceva tablouri de la... Ți-l fac în formă de trofeu. Da, păcât. Băi, îți mulțumesc foarte mult, foarte mult că ai acceptat invitația mea. Sper că te simți bine și că... Ți-a plăcut. Uite și rățuște și alea, păcat că nu vede lumea. Aici e foarte frumos unde stăm. Stăm pe Cedanul, rățuște. O discuție frumoasă, pe bună, chiar mișto. Și vreme bună. Oricând ai nevoie de bărcuța asta să filmezi orice ai nevoie, blană. Mă anunție la dispoziția prietenilor mei. Blană. Fraților, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și astăzi. Eu am fost ales Ghiduș și ne revedem data viitoare cu un alt episod. O să postez săptămâna în această vară câte un episod cu câte un invitat pe săptămână din această bărcuță de pe Hepirica lui Ghiduș pe care am... Bă, tu știi că pastanta pizzat-o singur, mă? Cu Tavi. Înseamnă că îți place. Îmi place și era foarte scump să o tapizeze cineva. Da, vezi că nu a ieșit rău, mă uitam acolo. Bine, într-adevăr, la detalii se mai poate lucra, dar... Păi nu, asta, barca asta costă foarte mult, e vopsită acum 3 săptămâni. Ah, ok. Doar că aici, dacă am făcut eu canapeaua, am făcut niște șuruburi care... Când dau canapeaua la patizez gării. Da, mă, dar se rezolvă. Păi știi că chestia, barca este o platformă de distracție. Nu poți să ții cont de zgârietori, uite... Tu ți-a contat, ți-a apăsat pentru tine, că nu sunt astea strălucitoare? Nu, când dau drumul la boxele astea de la Soundhouse, de exemplu, te-a deranjat? Nu, nu are treabă. Băi, le mulțumim foarte mult celor de la Soundhouse că ne-au dat aceste boxe care sunt health, sunt topul. Astea, nu? Da, sunt topul de pe lume când vine vorba de boxe marine pentru apă, pentru că pe astea poate să ningă, poate să plouă, adică tu îmi pune tot ce trebuie și n-au nici pe dragul. Așa? Poate să înghețe? Ia, trebuie să vedem. Da, că e bine ăsta, până dacă vrei... Nu, gata, lasă-mi, tai-o. Aruncați salău, nu mai. Ia, mă, de! Lasă-mă, cred că o aruncă în apă să-ți dau pe aia, că se toarce mai cânt. Așa. Bun, și mai am o chestie, pentru că tu ești primul invitat. Și primul episod pe care îl pun este cu tine. Da. Vreau să fac o chestie foarte mișto. Ia zi. Vreau să pui o întrebare următorului invitat pe care l-am pe barcă. Dar știi cine e sau vrei să pui random? Ce pun random? Păi nu, puteți să stabilim că eu fac rubrica asta. Trebuie să se adreseze o întrebare. Care a fost cel mai greu moment din viața lui? Punct. Cel mai greu, da. Cel mai greu moment din viața lui pe care poate să răspundă, gen. Altul care a fost?
Au fost multe pe la telefon sau ori. Stai să-mi aduc caiet. Nu, dar și, nu, și el, și invitatul cred că a avut multe. Dar sunt curios ce zice pe și pe momentul ăla când îi pui întrebarea. Că îți dai seama, poate au fost altele mai grele, dar ce-i vine atunci pe moment să... Am înțeles. Bun, ne revedem data viitoare, fraților. Vinerea viitoare avem filmare cu Alex Velea. Fiți pregătiți și nu te-ați dat și voi acolo abonare cu clopoțel. Să apăsați pe toate chestiile alea și să stați geana. Vă pup! Vă pupam, mă!